Generalul Armagedon, așa cum este el poreclit, comandantul numit de Putin la conducerea războiului din Ucraina, a lansat ieri un atac fără precedent de când a debutat invazia. O ofensivă sângeroasă care a lăsat în urmă 19 morți, 105 răniți, zeci de clădiri distruse și o pană de curent la nivel național. Sergei Surovikin este cel care a preluat conducerea operațiunii speciale din Ucraina recent. Și discut cu Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării Securității, despre noua abordare a războiului de către Putin și cine este acest nou general. Bine te-am găsit, Florin. În primul rând, haide să ne lămurim puțin cine este Sergei Surovikin, poreclă Armagedon, știm că a operat în Siria și este cel considerat responsabil de comunitatea internațională de bombardamentele și de raidurile aeriene, inclusiv asupra civililor de acolo. Bună, Monica, așa este. A fost numit comandant în Ucraina pe 8 octombrie, chiar în ziua în care a fost acel incident cu podul Kerch. Îi se trage această poreclă de la războaiele din Cecenia, în primul rând, și mai apoi din Siria, pentru brutalitatea deciziilor luate, cu multe victime colaterale în rândul civililor și localități distruse complet, iar regiunea Alep, cu orașul Alep, unul din cele mai vechi așezări umane, stau mărturie la aceste atrocități. În Rusia a fost o mare bucurie la anunțul că acest general o să fie numit Sergei Surovikin, o să fie comandant în Ucraina. A fost de altfel pentru el, este al treilea comandant în Ucraina, dar a fost pentru prima dată când Putin l-a anunțat, când agenția TASS a dat un articol pentru el, ceilalți doi fiind așa mai no name. Numirea lui a venit și în momentul în care erau critici puternici adresate Ministerului Apărării Naționale rus, care pierde războiul în Ucraina, pierde localități. În ultimile trei zile au pierdut 10 localități, de exemplu, numai în Luhansk. El și-a început cariera foarte controversat. În orice țară democratică el ar fi fost înlăturat, deoarece în 1991 era la comanda trupelor unei divizii și sprijinea lovitura de stat de atunci, o lovitură eșuată, a fost și arestat de altfel, însă și-a continuat cariera și a ajuns până să-i se pună această pată de Armagedon, distrugătorul civililor. Am văzut ieri schimbarea tacticii de către Putin, dacă este să ne uităm la numărul de rachete care au fost lansate, rachetele de croazieră, peste 84, dacă nu mă înșel. Asta în medie în care noi discutam, Florin, că media era undeva de până la 10. Această schimbare de tactică o putem pune pe seama noului general Armagedon sau face parte cu totul dintr-o strategie gândită de Putin și de echipa lui? Da, conform lui John Kirby, care este consilier pe probleme de securitate la Casa Albă, acesta a declarat ieri că atacul era planificat de la începutul lunii octombrie, ca și o strategie, iar ce s-a întâmplat la podul Kerch a fost doar o grăbire a punerii în scenă acestei strategii. De altfel și James Stavridis, un amiral și fost comandant al trupelor NATO din Europa, la fel vine cu aceeași teorie, și anume Rusia nu poate să câștige războiul la modul convențional și atunci recurge la ce știa mai bine, exact cum a făcut și în Cecenia și în Siria, pune un comandant din acesta brutal, care dărâmă tot și bagă frica în populație pentru a se conforma. Exact acest lucru am văzut și ieri cu 84 de rachete, chiar dacă a fost costisitor. Am văzut un articol în Forbes unde spunea 700 de milioane exact, de dolari. 700 de milioane de dolari au costat acea lovitură a lui Putin să distrugă doar în Kiev, de exemplu, 71 de clădiri. Florin, îți mulțumesc foarte mult pentru intervenție.